V-ați întrebat vreodată cum de asiaticii sunt atât de sănătoși și trăiesc atât de mult? Se pare că unul dintre secrete este regimul alimentar pe care noi îl cunoaștem sub numele de dieta japoneză. Bazat în principal pe orez, pește și soia, acest regim promite rezultate spectaculoase, însă numai dacă este asociat unui stil de viață sănătos. Ingredientele pe care le găsim într-o bucătărie japoneză sunt o serie de alimente de bază care asigură necesarul de proteine, vitamine, dar și grăsimi sănătoase pentru întreaga zi. Pește, soia, orez, fructe și legume, dar și multe verdețuri, toate combinate corect, dau rezultate uimitoare în curele de slăbire, care se pot transforma într-un stil de viață. O masă consistentă săracă în calorii se traduce astfel: o supă miso cu ceapă verde, tofu și alge și 9 piese de sushi, adică aproximativ 200 de grame. Consumat la prânz, acest meniu ne asigură energia necesară pentru întreaga zi. În plus, toate preparatele conțin grăsimi sănătoase, lipide, dar și proteine. Consumă proteine de calitate, un aport de pește care le aduce și un aport de grăsimi de calitate, consumă și carbohidrați integrale, aici vorbim de orezul basmati, orezul sălbatic. Principala regulă a dietei japoneze este aceea de a consuma întotdeauna produse cât mai proaspete și, evident, în porții cât mai mici, dar diversificate. Tenep fiind preparate termic, se păstrează mineralele și proteinele în stare... Starea lor, exact. Preparatele sunt atent pregătite ca și porționare, ca și gramaj, tocmai pentru a veni în ajutorul celui care consumă să mănânce exact de cât are nevoie și nu mai mult. Combinând carbohidrați cu proteine, senzația de sațietate va fi mult mai lungă și condimentele în general este foarte bine dacă să le folosim pentru a înlocui sarea, de exemplu. Specialiștii spun că, în fond, dieta japoneză nu e un regim, ci un stil de viață pe care ar trebui să-l adopte cei care vor să-și țină sub control greutatea. În plus, cei care vor să își însușească acest obicei alimentar trebuie să aplice și zicala japoneză: mâncăm cu privirea.